Dragilor, bine v-am găsit la un nou podcast marca Dapoți. Astăzi o am invitat alături de mine pe o femeie minunată. O femeie specială sufletului meu, o femeie cu care colaborez de câțiva ani și femeia care mi-a permis să pot susține acest podcast în locația sa. Dar mai multe despre asta o să vă povestească ea. Înainte de toate, vreau să îi urez bun venit, bine te-am găsit mădă. Mulțumesc și eu pentru invitație și trebuie să-ți pui căștile ca să putem să ne auzim mai bine. Ce faci tu? Îți mulțumesc că ne-ai găzduit aici ai la intrat? tine acasă, la a doua ta casă. Nu? Da, chiar așa. Pentru că vorbim despre un centru foarte drăguț din orașul Bacău și anume Centrul Blum, un centru care se ocupă în mod special de terapia copiilor cu tulburări, cu diverse afecțiuni și vorbim despre două fete minunate, ambițioase, răzbătătoare, care își doresc să ajute și să îndrume copiii către a ajunge la cea mai bună variantă a lor. Dar mai multe despre asta o să ne povestească astăzi Mădă. Cum a luat naștere centrul Bloom? De la ce vine denumirea de Bloom? Că mi se pare foarte interesantă. În primul rând, mulțumesc foarte mult pentru introducerea asta, Superbă. Cu mare drag. M-am emoționat. Bloom a luat naștere din dorința de a crea un mediu omogen, clar. Călduros okay. pentru uh, copiii atât cu diagnostic cât și fără diagnostic. Uh, deci este și, ca un centru multidisciplinar. Da. Cel puțin în asta vrem noi să-l transformăm pe termen lung. Uh, dar centru a luat în principal naștere cu ajutorul a două creierașe, al meu uh -huh. și al Larisei. Na, noi ne-am pus aici toate resursele pe care noi le-am avut până în prezent și ne dorim în continuare să aducem oamenii care să aibă și ei un aport cel puțin la fel de valoros cum l-am avut și noi până acum. Dar în principiu, Bloom e despre a înflori, a, despre a înflori exact. foarte drăguț um, practic lum... voi, voi sprijiniți copiii să înflorească exact um, și chiar așa vedem to tot procesul în sine cred că e vorba de terapia cred că e vorba de integrare senzorială copilul e ca o plantă, o sămânță mm -hmm. fragilă, da, care trebuie îngrijită um, Odată cu dragoste, exact, exact. cu răbdare. Și de aici a luat naștere și ideea de Bloom, mm -hmm. numele de Bloom. Um, na, am ales și mediul ăsta pentru că noi am vrut ca atunci când copiii vin aici, să vină ca la cineva acasă. Da, uh, trebuie să le spunem uh, urmăritorilor noștri uh, un lucru uh -huh. foarte important la care eu țin foarte mult, uh, din ce mi-am dat eu seama că aici e vorba despre pasiune. Uh, L-am văzut pe prietenul Mădălinei împreună cu Mădălina cum văruiau pereți, cum dau florile, cum aveau grijă de fiecare colțișor din acest centru. Lucru care nu se întâmplă de regulă, acolo unde oamenii fac doar din asta un business. Ei aici nu este vorba despre un business, este vorba despre pasiune. Este vorba despre această nevoie de a face o diferență în rândul părinților și al copiilor, că vorbim despre copii tipici sau că vorbim despre copii atipici. Și asta m-a determinat pe mine să... Le ofer sprijin, să am încredere și să mă bucur de această colaborare frumoasă pe care o avem împreună, pentru că, da, colaborăm de câțiva ani împreună, nu mai știu de câți ani, dar uh, avem, avem câțiva avem ani. Șase-șapte ani de când colaborăm. Avem șase-șapte ani, deci uh, <laughs> deja după șapte ani putem să spunem că suntem familie. <laughs> Însă ce iubesc eu foarte mult la Mădălina, în mod special, pentru că astăzi vorbim despre Mădălina, este faptul că este fix pe sufletul meu. Dedicată, iubește copiii la fel de mult sau poate enorm de mult, cum își iubesc și părinții copiii, se dedică în fiecare zi, se găsească cea, cele mai bune soluții și cea mai bună variantă pentru fiecare copil în parte. Nu ezită să se documenteze, să se formeze în continuu. Acum știu că mai face o facultate, știu că faci tot felul de cursuri și ăsta este un ingredient al unei rețete de succes. Da. Uh, mă interesează puțin uh, să povestim despre formarea ta, uh, formările tale din acest moment. Uh, cu ce te ocupi tu? Adică ce faci mai exact cu copiii, te rog? Eu în prezent uh, sunt terapeut ocupațional, dar și instructor comportamental uh, sub îndrumarea unui analist comportamental. Uh, ce fac eu e să predau abilități noi copilului copiilor sau să antrenez abilități deja existente ale copiilor, dar în special să pun în practică planul de intervenție dat de analistul comportamental. Asta pe partea de ce înseamnă terapia ABA. Pe partea de terapie ocupațională. Aici am grijă uh, să fac un plan de intervenție strict pe nevoile ocupaționale ale copilului, da uh, și de aici la fel să cresc abilități ori pe partea de autonomie, ori emoțională, chiar și cognitivă. Mă interesează să să povestești puțin mădă despre diferența aceasta dintre analiza aplicată a comportamentului uman AK ABA versus terapia ocupațională. Ce, care sunt diferențele între cele două domenii, pentru că sunt practic complet diferite? Da. Pe partea asta de mie, na, îmi plac ambele foarte mult. Da, tu le combini, clar cl le combin. Două, da. Însă aș vrea să se facă puțin da. diferența între cele clar, două. clar. Pe partea asta de uh, analiză comportamentală, pe partea de ABA, uh, avem tehnicile, da, DTT-ul. Uh, avem predare, tehnici de predare uh, deja uh, formate, structurate, uh, studiate științific e, studiate și validate, științific, științific. exact. Uh, pe partea de terapie ocupațională, nu avem neapărat niște tehnici uh, bine implementate, structurate, dar, structurate, da. Da, dar aici a, depinde foarte mult de cât de creativ ești și îți Asta e că terapia ocupațională cumva îți dă libertatea să formezi tu tehnica necesară sau o metodă cât mai eficientă pentru a crește o abilitate a unui copil. Bun. Ca să mă lămuresc eu un pic în legătură cu terapia ocupațională, mă interesează, pentru că știi că noi îndrumăm, în general, părinții să meargă în zona de terapie ocupațională la copiii care sunt deja mult mai mari ca și vârstă. Da care au un diagnostic, pentru că acolo vorbim despre niște abilități absente care țin de autonomie, de self-help, de partea asta de, de socializare și de a-și crea, practic, ceva care să-l ajute să funcționeze că vorbim despre o persoană care îi place să gătească, să o îndrumăm în acest sens, să dezvoltăm această latură, că vorbim despre o persoană care îi place să cânte, să o ajutăm să-și să dezvolte aceste abilități în zona aceasta. Spunem, terapia ocupațională se ocupă doar cu al îndruma pe copil în zona aceasta de motricitate, de autonomie sau... Ce presupune nu. mai exact? Terapia ocupațională în sine uh, are mai multe ramuri. Uh -huh. da? uh, are partea asta de integrare senzorială, care ține de partea de terapie ocupațională. Are partea uh, de protezare, ortezare. Da? Uh, și aici, altă specializare. Uh, există terapia ocupațională implementată în școli. Bine, nu în România deocamdată, dar în afară există terapie ocupațională implementată în școli. Care ajută pe copii să-și găsească o ocupație? Îi ajută pe copii care întâmpină probleme, ori pe partea de scris, ori pe partea de citit. Da Astea sunt niște exemple. Mm -hmm. Ori pe partea de integrare în colectiv, intervine terapeutul ocupațional, E, evaluează și de aici creează un plan de intervenție împreună cu, în cazul școlii, învățătorul, profesorul și așa mai departe. Ok, deci practic este o muncă de echipă. Da, da, terapia ocupațională înseamnă muncă de echipă. Într-adevăr. Uh, vreau să îmi um, spui puțin uh, din experiența ta de până acum, în lucru cu părinții și copiii, cât de importantă este implicarea părintelui. Cred că implicarea părinților în terapie este crucială uh, pentru că am avut și experiența de angajat unde nu era neapărat vorba de implicarea părintelui în terapie și doar se dădea un feedback minim la final. Uh, dar fix asta am vrut să schimb și să aduc, aducem nou uh, pe plan local cel puțin și anume să aducem părintele în terapie, cât durează terapia, două ore, măcar o dată la două săptămâni, timp în care părintele pune întrebări, părintele are răspunsuri la întrebări, părintele este învățat practic ce să facă cu copilul, îi se dă un plan de intervenție inclusiv pentru acasă, da? oricum, contactul cu părintele este uneori chiar și după muncă, pentru că sunt mulți părinți care, na, trec prin tot felul de situații, mai ales atunci când ies cu copilul în societate și clar a, apelează la, la ajutorul nostru. Mm -hmm. Practic, ca oamenii de acasă să înțeleagă, vorbim despre un proces care are în cadrul echipei un analist comportamental, un instructor comportamental, părintele și copilul sau părinții și copilul. Pot uh, fi și membrii din familie extinsă, evident, uh, însă, uh, practic, ceea ce vrea să transmită Mădă este faptul că uh, copilul are parte de uh, un proces de coordonare, uh, iar în procesul de coordonare părintele are acces. Uh, în a vedea ce se lucrează cu copilul evoluția copilului ce uh, programe noi se introduc cum se schimbă planul de intervenție cum lucrăm pe partea de comportament cum lucrăm pe partea de socializare pe toate palierele de dezvoltare mai mult decât atât părintele este îndrumat, pus și el să lucreze cu copilul acolo unde are dificultăți uh, se lucrează pe partea de generalizare din toate punctele de vedere și mai mult decât atât mă dă, ieșim în mediu cu copiii, da. pentru că și asta e foarte important asta e de specificat uh, Bun, care au fost cele mai mari dificultăți pe care le-ai întâmpinat în acest domeniu? <laughs> în afară de bătaie pe care ai luat-o? În afară de vânătăi și bătaie? <laughs> uh, cred că cea mai mare dificultate pentru mine pentru că sunt uh, și o fire foarte empatică a fost să pun puțin așa o barieră între viața mea personală și cea profesională pentru că uh, eu emoțional trăiam... Absolut tot, uh, împreună cu părinții uh, și cu copilul, și, na, când mergeam acasă, mi era destul de greu să mă să dezlipesc te, da, puțin, să și mă, gând, mă gândeam de fiecare dată, da, da, oare X e bine, da, și căutam tot felul de rezolvări pentru, pentru ei. Uh, chiar și când nu era cazul. <laughs> uh, și, da, și asta a fost cel mai greu, cel puțin primii ani, cu asta m-am confruntat. Da, pentru că este o încărcătură emoțională pe care o duci cu greu, asta pentru că depui pasiune în fiecare lucru pe care îl faci și da, empatizez cu ceea ce spui tu pentru că și eu am trecut prin astfel de experiențe, îmi amintesc că erau zile când plecam plângând de la muncă și îmi spuneam, Doamne, cât de greu le este acestor părinți, nu știam cum să-i ajut mai mult, însă mi s-a spus de multe ori că ceea ce fac este suficient și că nu pot să mă pun în locul lor și nici nu pot să trăiesc viața părinților, din păcate. Însă, e foarte important ca părintele să știe că mai are pe cineva pe drumul pe care îl are de parcurs, că nu este singur. De cele mai multe ori sunt mulți Colegii dai noștri de Brazilia, specialiști care au această tendință de a i condamna pe părinți sau de a le reproșa anumite lucruri uh, care nu i ajută în niciun fel, din contră mai rău îi afundă. De aceea uh, etica analizei aplicate a comportamentului uman ne spune foarte clar că noi nu avem niciun drept să-i judecăm pe părinți. Uh, nu avem niciun drept să spunem copilul nu, nu poate ci că n-am găsit încă o modalitate prin care să-l determinăm să poată. Dar asta ține de cât de mult îți dorești să vii în sprijinul acestor părinți și cât de mult îți dorești tu să evoluezi. Pentru că odată cu acești uh, copii, odată cu aceste familii și noi evoluăm, creștem și ne dezvoltăm. Dacă ar fi să privești în urmă cu șapte ani, când uh, nu era în domeniu. Versus acum, ce-i spune despre tine? Ce ai dobândit în timpul ăsta, N afară de faptul că ai învățat uh, meserie? Um, ce ai învățat altceva tu ca om? Uh, ce nu făceai înainte și poate face acum? În primul rând, de la acești copii și de la părinți am învățat să mă bucur de lucrurile mici și foarte mici. Eu care nu acordam atenție chestiilor astea. Uh, pe lângă asta am învățat cumva să privesc și din perspectiva unui părinte, da? Pentru că eu încă nu am copii, dar din, am reușit să înțeleg lucrurile și din perspectiva dumnealor. Da, aș vrea să specific un lucru aici, pentru că am întâmpinat și această dificultate în care mi s-a adresat întrebarea, ok, tu ne spui ce să facem, tu ai copii? Da, nu am copii, însă asta nu înseamnă că nu pot să empatizez cu persoana respectivă sau cu persoana din fața mea. Asta nu înseamnă că nu pot să încerc să îmi dau toată silința să înțeleg ceea ce simte. Evident, nu pot să trăiesc aceleași emoții, cum și dacă aș avea un copil, nu aș trăi aceleași emoții pe care le trăiește un alt părinte, pentru că suntem diferiți, dar e foarte important de precizat faptul că, înainte de toate, înainte de specialiști, am fost și, și noi niște copii cu nevoi emoționale nesatisfăcute. Da. Și asta ne determină pe noi să vedem în acești copii tot ce e mai bun, tot ce e mai frumos și să ne dorim să îi sprijinim, să ajungă cea mai bună varianta lor, pentru că noi nu facem comparație între copii, noi nu ne dorim ca uh, X să fie la fel de bun sau să ajungă la același nivel ca Y, pentru că fiecare copil are călătoria lui proprie și noi asta o respectăm. Însă e foarte important ca părintele să înțeleagă uh, că noi suntem aici, pentru că vrem cu adevărat să oferim un deget, poate. Nu putem oferi, poate, toată mâna, însă un deget, acolo unde un părinte nu are nici măcar un vârf de unghie, cred că este mult mai important decât nimic. Da. Și, în același timp, ceea ce ne determină pe noi să... Avem rezultate frumoase, este faptul că avem o comunicare deschisă cu părinții, avem uh, această empatie față de fiecare uh, caz în parte și uh, ne străduim cât de mult posibil să îi îndrumăm pe părinți să facă lucrurile încet, cu pași mici, fără să... Uh, își dorească să ajungă din punctul A în punctul Z de azi pe mâine, ci să înțeleagă că e vorba despre un proces. Este vorba despre o călătorie pe care e necesar să o facem împreună. Exact. Și asta este un alt lucru pe care eu l-am învățat. Lucru, într-adevăr, în echipă. Ce înseamnă să lucrezi într-o echipă? Ce înseamnă uh, să accepti să să ai părerea mai multor persoane, să respecti părerea mai multor persoane, să vrei să înveți, inclusiv de la părinți, de la analistul comportamental. Pentru Așa că... este. E foarte important, apropo de ce ai spus tu, mă, cum ne poziționăm. Întotdeauna am avut această dorință de echipă. Și tu știi foarte bine că eu țin foarte mult la acest termen când vorbesc despre echipă, vorbesc despre toți membrii, nu unul mai sus decât celălalt, nu unul mai deștept decât celălalt, ci toți suntem egali și fiecare învățăm de la celălalt. Eu învăț lucruri de la tine, tu înveți lucruri de la mine, eu învăț lucruri de la mămica X și așa mai departe. Adică este un schimb de informații, de energie, de uh, dorințe și, practic, e important să ne raportăm la faptul că împreună putem să reușim. Exact. Dacă noi tragem în acest proces și părintele nu este implicat sau invers, dacă părintele trage și echipa nu este implicată, atunci nu avem cum să avem rezultate. Un alt aspect pe care aș vrea să-l discutăm astăzi, Mădă, apropo de faptul că noi acum le vorbim părinților lucruri generale, vorbim despre ce înseamnă un proces, cât de important e să fii implicat, însă mai sunt și alte aspecte care țin de proces și anume potențialul copiilor. Pentru că din păcate foarte mulți părinți uh, aud tot felul de povești cum alți copii au fost recuperați, uh, au tot felul de uh, situații în care copilul a vorbit după o lună de terapie și așa mai departe. Uh. Care este părerea ta asupra acestui aspect? Pentru că din punctul meu de vedere, informarea este cheia, este crucială. Dacă un părinte nu are informații, automat, într-o situație critică, alege să citească și să înmagazineze alte povești, să se hrănească cu alte povești, neștiind unde se situează el în acest moment, în acel moment. Asta, eu cred că se întâmplă și pentru că diagnosticul de autism se dă și, uneori, chiar la vârste foarte mici, în care, na, totuși copilul nu s-a dezvoltat neapărat cum trebuie, încă nu au identificat toți factorii pentru care copilul, nu știu, are tulburări, poate are doar tulburări în dezvoltarea limbajului sau tulburare globală. Um, și se pune diagnosticul de autism și de aici, da, mai vede și copilul X diagnosticat cu autism, care e mult mai afectat, uh, dar Y a început să vorbească mai devreme și tot așa. Chiar uh, în urmă cu o lună s-a întâmplat ca o mămică să fie chiar aici, în sala de așteptare și uh, a văzut un băiețel de șapte ani, la fel diagnosticat autist și ADHD, dar verbal. Copilul ei, având tot șapte ani, dar fiind non-verbal. Și când a întrebat de vârstă câține are copilașul și s-a spus că șapte ani, atunci a rămas așa foarte surprinsă cumva și dezamăgită și dezamăgită, și s-a văzut că na. Ea a spus, oh, dar și băiețelul meu are șapte ani și nu vorbește încă. Mm -hmm. De aia cred că e foarte bine să înțelegem că nu există uh, două cazuri la fel, trei cazuri la fel, nu există niciun caz la fel. Uh, de. Și copil. mai mult decât atât, uh, vorbim despre gradul de afectare. Exact. Pentru că sunt copii care sunt mai afectați și care poate, chiar dacă au avut acces la un proces, pașii pe care îi fac sunt foarte mici. Asta nu înseamnă că un alt copil de aceeași vârstă care are același diagnostic trebuie să fie la același nivel. Pentru că asta cu asta se păcălesc părinții de multe ori, cu acele povești că toți pot, toți pot să se recupereze. Haideți să vedem ce înseamnă acest proces de recuperare. De Pentru un... că de la caz la caz diferă diferă gradul de afectare, la fel și când vorbim despre integrare. Pentru că la fel este un subiect sensibil și noi știm asta, când vorbim despre integrare, da, avem legea integrării care spune că toți copiii au dreptul la, sau accesul la școala de masă, însă este foarte important să ne raportăm la gradul de afectare al copilului, dacă el nu are niște prerechizite care să poată să-l ajute să facă față cât de cât la școală, este foarte greu să-l integrezi într-o într clasă de copii tipici care au, nevoi, au alte nevoi. Da, este foarte important să integrăm pe toți copiii, însă s-ar putea că dacă noi integrăm un copil cu tulburări afectat într-o școală de masă unde el nu înțelege ce se întâmplă, este non-verbal, nu are capacitatea nici măcar să țină creionul în mână, nu facem decât să-l frustrăm. Să-l expunem la ceva ce nu-l ajută. Chiar Doar dintr-o dorință de a fi uh, integrat într-o școală de masă. Și asta este o discuție pe care o am de ani de zile cu părinții și este dificil, este dureros uh, și nu e ușor. Iar asta vreau să înțelegeți. Știu, nu este ușor, uh, nu este facil, însă cred că ceea ce ne poate salva. În a găsi cele mai bune soluții pentru copil este să cunoaștem realitatea lucrurilor, să avem informații sănătoase și care să ne îndrume în cea mai bună direcție în ceea ce privește copilul nostru, nu alt copil. Pentru că e foarte ușor să fim influențați, într-adevăr este dureros să vezi că un alt copil poate este la un alt nivel. Dar asta nu înseamnă că al tău copil nu poate să, să facă lucruri sau nu va ajunge să facă anumite lucruri. E important să te bucuri de. Proces, să te bucuri de fiecare mic pas, nu să ne raportăm la ce ar trebui să facă sau la ce ar putea să facă. Da, este o luptă, este un timp care e prețios pentru copil și pe care îl putem pierde dacă nu facem ceea ce trebuie. Dar dacă noi pedalăm în gol, ambiționându-ne să facem anumite lucruri, care nu sunt în beneficiul copilului doar de dragul de a le face și a spune da, și copilul meu merge la școală sau da, și copilul meu face X lucru, dar el nu este conștient de ceea ce se întâmplă în jurul lui, el nu este implicat activ acolo, ci pur și simplu stă într-un colț și uh, este lăsat să facă ce își dorește sau uh, face cu totul și cu totul altceva, nu-l ajută. Asta este foarte important să înțelegem. Și legat de frustrarea asta în mediul școlar, aș vrea să subliniez că frustrarea, în același timp, este și din partea învățătorului, profesorului, care, de multe ori, chiar oricât de binevoitor ar fi, nu are pregătirea de așa natură încât să reușească să îl ghideze pe acel copil. Da? Mai ales că într-o clasă. Da, nu știu, la o școală de stat sau grădiniță de stat vorbim de, nu știu, 20 de copii într-o clasă. Așa este. Da? Da. Despre, uh, vorbim despre niște cadre didactice care, din păcate, nu au formări în a ști cum să integreze un copil cu tulburări. Tocmai de aceea, dragii mei... Uh, am creat și am dat naștere acestei asociații, Asociația Da Poți, care se ocupă cu integrarea și socializarea copiilor cu tulburări. Pentru că dragii mei, investim în dezvoltarea copiilor, investim în terapii, însă din păcate, partea de socializare este destul de precară și la asta știu că lucrați și voi în cadrul centrului Bloom din Bacău. Faceți ateliere de socializare și mă bucur să văd asta pentru că eu sunt un mare fan al socializării. Tocmai pentru că știu că atunci când ieși ești cu copilul în societate, primul lucru care se vede nu este ceea ce știe copilul în materie de cartonașe, de cunoștințe, de ce calcule, de cât știe să citească, ci se vede comportamentul lui. Dacă el are contact vizual, dacă știe să răspundă, dacă are capacitatea să mențină o conversație, dacă știe să salute, dacă reușește să mențină un contact cu interlocutorul și așa mai departe. Și atunci, de aceea, eu sunt un mare fan al socializării și Țin foarte mult la partea aceasta. Spune-mi, te rog, mă dă, ce îți propui tu pe mai departe cu acest centru? Pentru că în afară de faptul că voi lucrați cu copii, cu tulburări și de faptul că faceți socializări, voi mai faceți și niște ateliere pentru copii, da. corect? Uh, în ce constau aceste ateliere? Pentru că aceste ateliere știu că sunt pentru copii tipici. Da. Uh, noi avem în plan uh, crearea unor ateliere uh, tematice. Uh, unul dintre ele, fiind în curând chiar atelierul bunelor maniere, Da, pe care o să-l facem împreună <laughs> la bacău. <laughs> Dar o să aducem tot felul de ateliere de tip, atelier strict pe motricitate, atelier strict pe partea de, nu știu, supermarket, mergem cu copiii. Da? Hai să facem cumpărături sau hai să cumpărăm haine strict pe partea asta. Dar mai aveți și partea asta de atelier de socializare cu copila și atelibit. Cu tulburări. Da. da, așa este. În cadrul acestor ateliere, aș vrea să punctez puțin cam ce targetați voi. A targeta înseamnă a lucra. Ce, ce obiective aveți? În principal, targetăm... Salutul, da. contactul vizual cu celălalt copilaj, cu ceilalți colegi. Să aibă o rutină, în primul rând, să știe să-și pună lucrurile la locul lor, să respecte spațiul celuilalt copilaj, să știe cum să ceară obiectele de la celălalt copil, să știe cum să intre în joc cu altor copilaj și de aici. Se tot felul de și exact. alte uh, abilități. Într-adevăr, uh, pentru că e foarte important în momentul în care încep lucru cu un copil să încep de la bază. Da? De la partea de control, da. de la partea de contact vizual, la partea de răspuns, da? Uh, partea de imitație care este foarte importantă. Un copil poate să aibă un contact foarte bun cu adultul pentru că la 1 la 1 reacționează foarte bine, însă atunci când este introdus într-un grup da. să se piardă și să nu mai fie atent la ce spune colegul sau să nu-l audă, să fie necesar să-i repezi de 5 ori, 6 ori, 7 ori, 20 de ori până să reacționeze. De ce? Pentru că în general copiii în terapia 1 la 1 sunt obișnuiți în interacțiunea directă cu adultul. Se obișnuiesc cu vocea, cu numele, cu toate cele. De aceea noi ținem foarte mult în procesul terapeutic să lucrăm pe partea aceasta de generalizare, pe expunere la distractori și... Totdeauna uh, ai determina pe copii și ai expune în diverse situații pentru a vedea cum reacționează. Uh, dacă uh, îl strig altfel astăzi, pe al doilea nume, dacă uh, nu îi mai spun pe nume, ci îl alint, uh, dacă reușește să-mi răspundă la nume, uh, dacă o pun pe mama să-l strige, dacă pun pe o persoană pe care nu o cunoaște să-l strige, și așa mai departe, pentru a vedea cum reușește copilul să se raporteze la stimuli din jur. Și să generalizeze și informația învățată în terapie exact. individuală. Da. Exact, pentru că noi încă din predare mergem pe această parte de generalizare, ne asigurăm că în procesul de predare copilul este expus la o multitudine de stimuli diversi, de toate formele, toate culorile um, abstracte, abstracte și așa mai departe, astfel încât să ne asigurăm că în momentul în care ieșim în mediu, aceste abilități sunt generalizate. În același timp, mă dă, știu că am avut noi la un moment dat o discuție în care spuneai că ți-ai dorit să îți creezi la un moment dat o echipă da. care ce ți-ar plăcea să facă cu copiii, spuneai despre ieșitul în mediu, pentru că noi suntem pro ieșit în mediu cu copilul mi-aș dori foarte mult să reușesc în timp, pentru că suntem și foarte atenți așa la selectarea oamenilor care vin să lucreze aici. A să viitorilor -aici. specialiști. Exact. Uh, și um, ideea ar fi să reușim în timp să formăm o echipă de specialiști, uh, dar specialiști de teren, care să iasă cu copilul doar în mediu și să învețe copilul să, să generalizeze să generalizeze tot. și să își formeze abilitățile uh, ce țin de uh, partea asta de societate, ce înseamnă să ieși în societate. Să știi să aș să aștepți la un semafor. Uh, nu știu, să te ferești în supermarket de oameni. Sau Să fie atent să la fii oameni atent, înainte la de toate Exact, să salute Dacă e cazul să salute uh, Și tot așa uh, Dar cam ăsta ar fi Un vis uh, Pe care zic eu că o să-l punem și în practică Cât de curând sunt convinsă uh, Mă dă, povestește-mi despre O zi din viața ta de muncă. La ce oră începe și la ce oră se termină? Pentru că e foarte interesant. Suntem orcaholice, recunoaștem, dar vreau să vorbim despre tine, Mădă. Despre mine mai târziu. O zi din viața mea începe, în primul rând, la ora 6 dimineața. Unde mă pregătesc bine, 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 bine bă, să vin aici. Aici sunt prezent la ora 8. nu, nu, nu. La ora 8 încep terapia. La ora 8 încep terapia. Sunt <laughs> prezentă mai devreme, într-adevăr, pentru că, na, trebuie să pregătesc materiale mă, și să mă pregătesc și pe mine, bineînțeles. Um, și de aici, de la ora 8 încep terapiile și țin până undeva la ora 7 și ceva. Dar, după ce s a terminat terapiile, nu s-a terminat treaba. Mm. <laughs> pentru că, după, sunt dosare de completat. Sunt materiale de făcut de multe ori sau sunt convorbiri cu părinții care nu au reușit să ajungă, poate, în ziua respectivă la, la terapie. Adică sesiunile de feedback. Exact. Uh -huh. Și... Și alte lucruri organizatorice, vă spun exact. eu, pentru că, mă repet, prietenul Mădelinei este aici în momentul în care termină primul job, vine la al doilea job și începe. Udă, strânge, aduce, face, deci este un om de bază, nu pot decât să mă înclin. În afară de faptul că se bucură de acești copii, nu face decât să aducă mare, o mare mână de ajutor. Pentru acest centru și mi se pare fantastic să ai acest sprijin. Nu e ușor, pentru că nu e un domeniu facil, e un domeniu din care pleci încărcată. Spunem dacă el înțelege. Înțelege, noi avem o regulă după ce te terminăm aici o oră el a înțeles că trebuie să mă lase pe mine cu timpul meu și cumva um, să, să, mă împac eu cu toate lucrurile întâmplate mm -hmm. în ziua respectivă. Adică să practic să te descarci, să de fapt. Să mă descarc, da. Uh, da, după ora aceea, clar, vorbesc cu toată lumea, reintru în, în... și pe partea asta familială, că, na, până la urmă, avem și familia acasă și... Corect. Cum reușești să te descarci, uh, cum reușești să te detașezi de toată încărcătura asta pe care o acumulezi în decursul zilelor, pentru că nu este ușor? Uh, mie îmi place foarte mult să pictez, chiar dacă la, nu la nivel profesionist neapărat, dar uh, îmi place să pictez. Nu vine aproape o idee, dar m-am așezat, mi-am luat uh, pensonul și uh, culorile și m-am apucat de pictat. Uh -huh. da. uh, care este. Uh, cel mai frumos cadou pe care l-ai primit de la un copil, și nu mă refer la cadou material. Da. da? <laughs> uh, cel mai frumos cadou de la un copil a fost, a fost cuvintele te iubesc. Oh, ce drăguț! Pentru <laughs> că a fost. Uh... <laughs> Da. Bine, eu cred că tu primești în fiecare zi cadouri, dar nu vrei să ne spui, pentru că copiii toată ziua te trag de cap să te pupe, de păr, te iau în brațe și de fiecare dată când vin aici la centru, la Mădelina și asist în procesele terapeutice, copiii efectiv o devorează din priviri, adică o iubesc la nebunie. Evident că sentimentul este reciproc, însă E nevoie ca pe parcursul unei zile să ai multă energie. De unde îți iei această energie sau cum o menții? Din copilul care să lășluiește acolo în mine, uh, iar acești copilași mă activează. Asta ziceam uh, am avut momente în care puteam să fac uh, să lucrez cu copiii 13-14 ore și la final de zi nu mă simțeam absolut deloc obosită. Asta pentru că pentru mine era uh, distractiv cumva. Uh, reușeam să accesez tot felul de lucruri pe care poate nu am avut ocazia să le accesez în copilărie. Uh, Practic, uh, te bucurai de copilul tău interior, exact. care poate n-a avut, avut parte de atât de multă joacă. Uh, și da. Înțeleg perfect ce spui De ce spuneam că mă dă este pe sufletul meu Pentru că amândouă când intrăm în terapie Suntem un bulgăre de energie expansive care toată ziua suntem cu wow, minunat, fantastic ești un campion, ești nemaipomenit, toate sunt la superlativ în ceea ce îi privește pe copii și toată ziua ne tăvălim la propriu pe jos din toate punctele de vedere ne mânjim cu unisip, cu spumă de ras, cu tot ce vreți și ce nu vreți chiar am primit întrebarea, dar de unde mușchii ăștia? faci sală? nu, nu fac sală așa, bravo, l-a ridicat copii 1, 2, 3, 4, gâdilat mitraliere împușcăm pe toată lumea da, așa este noi nu trebuie să mai facem sală pentru că în fiecare zi ridicăm copii și la propriu și Mă dă, spune-mi, te rog, uh, care este cel mai uh, impresionant caz pe care l-ai avut, fără să dăm nume? Da. Ce te-a impresionat cel mai mult la un caz? Sau cel care uh, te-a impactat cel mai mult? Uh, cel care m-a impactat cel mai mult a fost primul copilaj cu care am lucrat. Asta pentru că Na, eram și novice și nu știam eu uh, toate tehnicele necesare, și nici la ce să mă aștept de la un copil autist. Uh, și, na, copil cu probleme comportamentale destul de mari, uh, dar i-am făcut față cu brio. <laughs> dar a fost un impact să văd că. Um, un copilaș uh, începe o, o criză comportamentală și deja vocea lui nu mai e de copil sau, uh, um, um, nu știu, cumva aduce tot felul și felul de uh, modalități prin care să te sperie sau uh, să, dețină controlul, să dețină controlul, sigur exact. că Da. Uh, da. Uh, îmi amintesc prima oară când te-am cunoscut uh, și ai venit uh, tu să stăm de vorbă și să îți povestesc despre cazul pe care uh, trebuia să-l luăm împreună uh, când ai venit să vezi copilul uh, pentru că prima oară am venit, uh, ai venit la interacțiune, mă rog, am avut noi o discuție dar uh, definitorul era să vezi copilul și să vedem dacă te pliezi pe nevoile lui și cum te raportezi tu la el. Și mi-am că ai venit tu cu sticăre, cu jucării, uh, lucru care, uh, pe care nu-l mai văzusem uh, la alte persoane cu care, pe care le intervievasem de fapt uh, și m-am bucurat atunci când am văzut, băi, uite, este cineva care cu adevărat încearcă, mai nu știe, dar încearcă să intre în lumea copilului. Un pic, cum poate ea? Și a fost un real succes, pentru că mi-amintesc, și acum că acel copilaj a fost foarte încântat de ce a dus tu acolo. Și uh, ai ajuns să fii căluțul lui pe care se urca la propriu <laughs> și îl ducea unde își dorea el cel mai mult. Uh, mă da. Ce sfat ai pentru viitorii specialiști? Ce abilități? Crezi că ar trebui să aibă un specialist în lucru cu copiii, pentru că, într-adevăr, nu toată lumea este potrivită pentru acest domeniu, nu toată lumea trebuie să facă asta și ar fi tare frumos ca oamenii care nu fac asta din pasiune să se retragă singuri, fără să le spună cineva ești bun sau nu ești bun. Ce îi sfătuit pe viitorii specialiști? Ce crezi că ar trebui să aibă ca principale abilități când ar începe o interacțiune cu un copil? În primul rând, partea de joc ar trebui să fie dezvoltată cât mai mult pentru că jocul. Jocul cu obiect sau jocul fizic? Și jocul fizic, dar Aha. și jocul cu obiect, dar jocul fizic e foarte important. Jocul fizic face legătura și conexiunea între tine ca specialiști și, și copilași. Pe lângă asta, empatia trebuie să fie acolo, bine. Pusă la punct mm -hmm. și... Așa... Uh, pe lângă asta, răbdarea. Da? Trebuie să ai foarte multă răbdare. Uh, trebuie să știi să comunici, trebuie să fii creativ. Creativ, uh, bun, Din, bun. Efectiv, dacă ai doar un băț, tu să știi să transformi bățul ăla în alte 10 obiecte și să-l faci să pară cel mai distractiv lucru de pe lume. Exact. Uh, pe lângă asta... Uh, trebuie să ai grijă la tonalitate, da, e foarte important să-ți dai seama cum să-i vorbești copilului, cumva, cum să intri în energia lui, pe lângă asta... Și cum să te poziționezi la nivelul lui exact, și la propriu și la figurat. Exact. Și pe lângă asta e foarte, foarte important să fii conștient de tine, de abilitățile pe care tu le ai în prezent, dar și de abilitățile pe care cei din echipă uh, na uh, te, ți le pot uh, fructifica? Fructifica, da. Uh, și ce poți învăța până la urmă de la cei oameni din jurul tău? Pentru că eu sincer mă simțeam așa ca un burețel. Că, na, până la urmă și copiii erau așa bureței Dar și eu eram un burețel uh, pe la începuturi și inclusiv acum Pentru că eu țin minte că în trecut Atunci când veneai în coordonări Măi, deci eram atentă și te analizam Îți analizam fiecare gest, fiecare grimasă uh, Mă gândeam, dar de ce ai făcut asta? Te întrebam Dar asta pentru că am vrut să învăț și ce am apreciat eu și apreciez în continuare la tine este că atunci când ai o dificultate, nu eziți să mă contactezi, să-mi scrii, să faci filmulețe, să te ocupi de tot ce este necesar să anunți părintele și să găsim o modalitate, nu aștepți până vin în coordonare să discutăm despre o problematică. Și asta mi se pare fantastic într-un proces, atunci când terapeutul, instructorul comportamental este atent la fiecare schimbare a copilului. Cred că. E cel mai important lucru să fii prezent în proces da. și să nu faci totul pe pilot automat. Exact. Așa că, da, este important să fii creativ, să fii jucăuș, să fii energic și să-ți placă la nebunie copiii și să te joci. Altfel, este foarte, foarte greu să faci față unui domeniu unde uh, poți fi trasă de păr, poți fi mușcată, poți fi scuipată, poți fi uh, vomată, poți fi în toate felurile. Important este cum te raportezi tu la asta. În momentul în care alegi un astfel de domeniu, uh, îți asumi care sunt riscurile care vin cu el. Dacă simți că nu mai poți face față, e important să te retragi. Și un alt aspect pe care aș vrea să îl punctez apropo la ce ai spus, o completare la ceea ce ai spus tu, este că noi începem și încheiem sesiunile cu distracție. Pentru că, de fapt, de ce facem asta? Pentru că atunci când vine copilul să se simtă bine și când pleacă să rămână cu imaginea că s-a distrat. Ce a fost în interior, că s-a frustrat, că a avut de lucrat, că nu i-a ieșit aia, că s-a supărat, nu mai contează atât timp cât la final tu ai știut să faci pairing-ul, adică conectarea cu copilul. Mă dă, îți mulțumesc pentru această discuție fructuoasă, constructivă și informativă pentru atât pentru acești, acei specialiști care vor să adere la acest domeniu, cât și pentru părinții care poate nu știu ce ar trebui să vadă într-un instructor comportamental. Și eu, foarte mult de Și încă o dată mulțumesc <laughs> întregului centru Bloom pentru găzduirea acestui podcast, podcastul Da Poți. Uh, încheiem uh, cu bună dispoziție, cu multe informații și cu gânduri dintre cele mai bune un nou podcast, uh, Da Poți. Așa că nu vreau să uitați, Da Poți, Da Se poate, Dacă Îți dorești, Rămâi motivat și Ești Perseverent. Rămâneți cu bine!